Tananananananam. Gata? Perfect. Am început. Bun venit. Suntem la... Marote, nu mi-ai pus și mie nimic aici. Vine băiatul cu un ceai. Bun venit la Starea Nației, ediția noastră de luni, ediția noastră live, astăzi de 1 aprilie. Ce a apărut până acum, Larisa Marius, ce știri au fost păcălele astăzi? Aprilie. Și-a picat lumea pe ele? Nu s-a văzut încă. Ok. Avem foarte multe subiecte. Ca de obicei îmi propun să iau mai multe întrebări de la voi și sper să reușim de data asta să nu mă mai trezesc la și 20 și 25, că luăm doar 3 întrebări. Băi, exact acum, înainte să intrăm, mi-au arătat-o colegii pe Diana Șoșoacă în roller coaster. Și nu pot să dai undo la așa ceva. Sunt puțin șocat. Din categoria opriți internetul, vreau să cobor. Căutați pe net dacă vreți să vedeți. Nu este deepfake. Are și deepfake-ul ăsta limitele lui. Nu poate genera chiar orice. Imaginile alea cu piedone la o măsuță pe stradă, cu Biblia pe masă, cu lăutari, cu omul ăla care stă în picioare lângă el, cu o icoană în brațe. Ați văzut? Piedone cu funia de usturoi la gât. Ce spectacol vomitiv e acest individ cu totul. Oameni buni, informați-vă, nu vă lăsați duși de nas de promisiuni tâmpite, de icoanele acestor impostori. Eu, repet, trebuie să spun asta, deși nu locuiesc în capitală și... Dacă stau așa să mă gândesc, până la urmă, mersi Marote. Până la urmă știi cum e. Ar merita și oamenii ăștia din capitală. Așa. Ca om din provincie pot să spun asta. Că mulți oameni din capitală l-ar merita pe Piedone primar. Dar dacă Piedone câștigă primăria capitalei, tată, e de tai-tai. Adică primăria capitalei țării, să-i zicem, țară, în continuare. Ne încăpățânăm să facem asta. Și aveți ceva surse de informare bune la îndemână. Una este chiar acest canal, Starea Nației, unde evoluează săptămână de săptămână starea impostorilor cu Valeriu Nicolae, o rubrică absolut imbecilă care ne aduce foarte, foarte mari probleme, dar și destul de puține beneficii. A? Nu ne aduce decât probleme, ce zice Larisa. Larisa care se confruntă cu vagoanele de înjurături care vin de la susținătorii celor pe care Valeriu Nicolae îi ia în vizor săptămână de săptămână. Da. Și aveți ultimul episod cu candidatul PSD-PNL la primăria capitalei, medicul ăla Cârstoiu. Exact ce trebuie, adică exact ce au avut mai bun aceste partide. Că pe de-o parte zici, bă, cum să iasă o piedone, pe de-altă parte zici și PSD-ul ce a propus? Cârstoiu. Ok, și atunci? Da, deci omul ăsta, fiu de ștab comunist, a ajuns mare politician în capitalism, tăticul lui a livrat băte pentru mineri, la Mineriadă, ca să știți cine v-a bătut la Mineriadă. A fost prefect al Argeșului, exact când a înflorit școala de permise auto la Pitești. Aia de e, acu e nebunie, pe la Suceava, pe la Bacău, pe la... Și citim în publicația Universul Argeșean, frumos nume, șeful de atunci de la permise a povestit la proces că Ion Cârstoiu, deci tatăl candidatului, a fost una dintre persoanele suspuse care i-au solicitat eliberarea de permise în mod fraudulos. Ta-na-na-na-na. Bine, nu-i acuzăm pe copii de ce au făcut părinții. Finul Băse, da. Păi de asta era deranjat și Cârstoiu. Uneori venea cu persoanele și zicea să le verific dosarul, prefectul făcea frecvent astfel de intervenții. Întâmplarea face ca unul dintre absolvenții școlii de permise de la Pitești să fie tocmai piedone. Deci, contracandidatul lui Cârstoiu Junior.
Piedone, poate vă amintiți, și-a luat 5 categorii de permis într-o zi. Vă amintiți ce v-am povestit data trecută, că se întâmplă la Bacău? La Bacău era povestea, nu? Am mai primit câteva amănunte de la Bacău după emisiunea de săptămâna trecută. E fabulos ce se întâmplă acolo. Deci, bă, se pare că polițiștii care fac examenele au o rețea foarte bine pusă la punct. Foarte bine, nu foarte bine, că a început să afle, dar o rețea extraordinar de bine pusă la punct. Sau sunt atât de competenți încât toți aia care pică de multe ori și care nu vor să cotizeze, deși li se spune, cei mai mulți primesc această informație din partea instructorilor. Bă, vezi că o să pici. Dacă nu dai 15 milioane, o să pici. Înțeleg că atâta e piața. Așa. Și revin la ăsta, zice, și-a făcut mutație în Piedone. Deci a luat 5 categorii într-o zi. Și-a făcut mutație în Argeș ca să poată să dea acolo pentru permis. Mutație. Voi vă dați seama cât ajegul de om? Deci de ce ai face asta, da? Când există 1 milion de școli de șoferi lângă tine în București? Dar astea sunt întrebări tâmpite, ăsta e omul. Și urmează să fie ales de foarte mulți dintre bucureșteni. Știți de ce are mari șanse? Pentru că foarte mulți dintre alegători sunt la rândul lor certați cu legea în foarte multe situații. Și atunci, fiind învățați de mici cum să fentăm legea, atunci, bineînțeles că oamenii care fentează legea îl vor alege pe unul care la viața lui a fentat legea de câte ori a putut. Super! Mai departe, dacă vreți să vedeți cum a ajuns Cârstoiu Junior, medic, director de spital, milionar, urmăriți Starea Impostorilor, vedeți și pe Hot News, că au publicat zilele trecute declarația de avere extinsă a omului, extinsă adică cu tot cu proprietățile trecute pe firme, care n-au cum să apară în declarația de avere, că nu-s pe persoană fizică. Și publicația Press Hub l-a rugat pe candidatul PSD-PNL Cârstoiu să spună secretul lui, cum reușește să țină 4 slujbe la stat plus afaceri de mega succes. N-a răspuns, până la urmă l-au întrebat reporterii de teren și a zis că a muncit, domne, non-stop timp de 20 de ani alături de soție ca să adune tot ce a adunat. Corect. Pentru că nu e așa, atunci când muncești foarte tare de dimineața până noaptea, ajungi milionar în România. Nu-i așa, Marote? Marote știe. Banii un mijloc, frate. Nu un scop. Și să-i pui să lucreze pentru tine. Corect, bravo, bravo. Marote a învățat toate lecțiile. Mai ales devină milionar, atât. Dar urmează, nu? Perfect. Acu e un pic răcit. Are și ruptură musculară, deci toate i s-au întâmplat lui. Da, deci așa cu acest Cârstoiu, care a apărut acum candidat. Bă, super ok. Bun, eu lucrez la ceaiul ăsta și cred că s-a infuzat. Să vedem mai departe. Avem foarte multe subiecte. Grevă generală la Poșta Română. Din cauza salariilor mici și foarte mici. Angajații au protestat azi dimineață, au decis să trimită individual scrisori către Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Dacă le trimiteți individual, nu trebuie să le trimiteți lor. Ciolacu mai e cum mai e, dar Ciucă eu nu cred că știe să citească. De fapt, el doar citește ce îi dau alții. Nu, să citească știe, dar nu cred că înțelege. Adică este analfabetul funcțional tipic, Ciucă. Ne-a ajuns cuțitul la os, spun oamenii ăștia, suntem săracii României. Nicule, Marcele, vă pasă? Sindicatul poștașilor, 18.000 dintre cei peste 21.000 de angajați ai Poștei Române, adică 90%, indiferent de funcția pe care se află, indiferent de responsabilități și de vechime, din luna iulie 2024 vor avea salariu minim pe economie. Da, este incredibil cum o firmă cu atâtea sedii, cu asemenea infrastructură, să fie în cap de atâția ani, dusă acolo de toți imbecilii care au condus și conduc această instituție exclusiv pe criterii politice și angajând tot felul de pile și tot felul. Și să știți că e tot vina voastră a angajaților de la Poșta Română. Pentru că ați acceptat lucrurile astea. Eu am mai spus asta de 1000 de ori. Bă, când vin unii și zic
Uite, domnul este nou șef, e de la partidul nu știu care și acesta e CV-ul lui, adică nu știe nimic. Este un bou. În momentul ăla, dacă toți oamenii depun a doua zi, a doua zi au o banderolă, după aia au astea, intră în grevă generală, nu mai duc scrisorile, ăla este schimbat. Noi nu facem asta, că n-avem cohonez, că foarte mulți dintre angajați și ei au dat ceva să fie acolo. Foarte mulți dintre angajații la stat, atunci când s-au angajat, au dat și ei ceva. Foarte mulți. Nu cei care se uită la această emisiune live, dar ceilalți. Ceilalți, foarte mulți dintre ei, au dat ceva. Și atunci e pe același principiu, nu? Și pentru că noi acceptăm lucrurile astea, să vină tot felul de tâmpiți care să conducă aceste instituții, angajații acceptă, atunci normal că asta se întâmplă. Toate deciziile astea nu se iau la partid dacă oamenii dintr-o instituție sunt împotrivă. Pur și simplu, uite, Xulescu este nou șef de birou. A dat concurs? Băi, nu l-am numit, că am făcut că, bă, toți noi ăștia din birou, cât suntem? 17 oameni. Nu mai venim de mâine la treabă. Simplu, ne dați afară, pe toți mergem, pentru că dacă ești ok, tot salariul ăla îl iei în altă parte, te duci la privat, te duci la altă instituție, te duci în altă parte și iei salariul ăla. Dar nu accept să fii călcat în picioare. Problema cu treaba asta e că acceptăm să fim călcați în picioare, n-avem nimic împotrivă, dar ne plângem pe la colțuri. Și iată, angajații de la Poșta Română au ajuns în această situație pentru că au acceptat să fie călcați în picioare atâți ani de toți imbecilii numiți de la partid. E foarte, foarte simplu. Bineînțeles că ar trebui susținuți în demersul lor chiar și acum. Nu? Că na, chiar dacă s-au deșteptat mai târziu. Pe de altă parte, la fel cum a fost și cu profesorii. Bă, vă dăm niște bănuțe acolo, hai, intrați, duceți-vă, la la la. Nu s-a mai discutat de condiții de muncă, de condițiile din școli, de dotări, de materialul didactic, nu, alea au fost teme care au fost uitate. I-au și păcălit cu banii pe fraieri, pe profesori, și au intrat toți, Dana, mulțumim foarte mult pentru cei 10 euro, și au intrat toți la ore. Și nu s-a mai întâmplat nimic. Probabil așa se va întâmpla și aici. Nu se va discuta de condiții, de program, de faptul că această instituție e foarte prost condusă și că de-aia nu reușește să fie performantă pe piață. Aici să știți că e și interesul firmelor private de curierat, adică mai cotizează niște băieți în niște locuri pentru ca Poșta Română să nu funcționeze deloc. Haideți să ne înțelegem, da? Să nu credeți că jocul ăsta pentru putere și pentru hălcile astea din plăcintă, din piață, să nu credeți că lupta asta e așa, mamă, nu! Să duce cu niște șpăși la niște băieți, cu niște acte ținute în sertar, cu niște numiri de incompetenți în astfel de funcții de conducere la aceste instituții. Așa se face. Dar pentru că angajații ăia acceptă să fie călcați în picioare, hei hop, îmi povestea cineva de la CFR. E fabulos ce se întâmplă la mizerabil asta de instituție, CFR. Deci, jegurile care conduc această instituție în acest moment, la orice fel de amenințare de grevă, scuze, de grevă generală, grevă de avertisment, pentru neacordarea drepturilor, pentru orice, ăia vin și zic pe persoană, fiți atenți ce face conducerea CFR, intimidări, înnebunești. Dumneata, ai 13 minute întârziere ieri, 424 săptămâna trecută, 820, păi da, da, s-a întâmplat, bă, nu știu, sunt astea, conform contractului, te putem beli. Vrei? E simplu, tată. Și atunci, toată lumea tace din gură. De ce? Pentru că nu știm să acționăm împreună. Voi vă dați seama ce ar însemna ca la programul pe care îl are CFR-ul acum și la întârzierile care există în sistem, de mâine niciun mecanic de locomotivă să nu mai accepte să se prezinte la lucru? Pur și simplu, ce faci? Angajezi de mâine alți mecanici de locomotivă? N-ai cum, că ăștia te dau în judecată, arată că revendicările lor au fost pe bune, îți iau toți banii, ești obligat să-i angajezi la loc, dar nu știu să acționeze împreună. Ce-ar fi să se întâlnească mâine undeva toți mecanicii de locomotivă să zică, bă, uite, acesta e calendarul
protestului, nu te duci, nu de mâine, nu mai vii. A, grevă de avertizment, asta, 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 asta. Și toată lumea merge pe acest protest. Până ni se acordă 1, 2, 3, 4, 5. Nu știm. Împreună noi nu știm asta cu împreună noi, salvări personale. Mai mult decât atât, și la CFR, și la poștă, și peste tot, repet, s-a intrat cu șpagă atunci când s-a intrat. Și atunci omuleții știu asta, foarte mulți dintre ei. Bun. Mergem un pic până în Turcia, vreți? Nu să vedem ce a făcut Șumudică. Păi Șumudică l-au dat afară, nu? Mai de mult. Așa. Ieri au fost alegeri locale în Turcia, o țară cu un electorat de 62 de milioane de persoane. Deci de trei ori și ceva mai mult decât la noi. A fost cea mai mare înfrângere electorală a lui Erdoğan din ultimele două decenii. Partidul Islamist Conservator, care se numește Partidul Justiției și Dezvoltării, condus de președintele Turciei, acest mare populist, dictator, imbecil Erdoğan, a pierdut marile orașe. Stăteam și mă gândeam acum când am citit asta cu Turcia, Marote. Știi că am discutat cu ăștia la Canal D. Că mi-au zis că singura lor condiție este că nimic din ce spunem nu e difuzat pe post fără aprobarea lor. Băi, ești prost și există oameni care fac emisiune acolo? Sunteți pur și simplu idioți. Da, foarte tare. Deci principalul partid de opoziție din Turcia, cel social-democrat, a câștigat orașele din 3-6 din cele 81 de provincii ale Turciei. Opoziția a obținut victorii chiar și în unele orașe considerate bastioane ale partidului de guvernare. În Turcia există această expresie, cine câștigă Istanbulul, câștigă Turcia. Istanbulul, metropola în care locuiesc 16 milioane de oameni, e nenorocire acolo, eu am fost, am rămas, wow. Să vezi trafic, să vezi, e dezastru cine n-a fost, dar e și foarte ca lumea. Istanbulul a fost miza cea mai mare, actualul primar al Istanbulului, liderul Partidului Social Democrat, îl cheamă İmamoğlu, este unul dintre cei mai populari politicieni din Turcia, cel mai puternic politician din opoziție, tot el a câștigat și acum alegerile. În capitala Turciei, în Ankara, alegerile au fost câștigate de Mansur Yavaş, un primar foarte popular, nu doar în Ankara, ci și în toată Turcia. Și ăștia doi sunt văzuți drept potențial candidații opoziției pentru alegerile prezidențiale din 2028. Atât până acolo o să mai trecem printr-un război mare, printr-o... Erdoğan a mai pierdut și în Izmir și în Antalya. Ia uite bă, frate. Facem așa un tur al idioților din lume? Al dictatorilor tâmpiți, unii la putere, alții pe cale să revină. Donald Trump a publicat un clip în care Joe Biden apare legat de mâini și de picioare. Reprezentanții actualului președinte îl acuză pe Trump că incită la violență și spun că această imagine a lui Trump e genul de prostie pe care o posteze atunci când îndemni la un măcel. Trump incită cu regularitate la violență politică și a venit timpul ca oamenii să-l ia în serios. Și oamenii îl iau în serios pentru că ei cumpără de la Trump Biblii. $60 bucata. Ca să fie bine. Așa. Continuăm turul? Klaus Iohannis. Fără nicio legătură cu cele spuse mai devreme, Klaus Iohannis a pierdut un susținător pentru funcția la NATO. Foarte tare mi se pare asta. Doamnelor și domnilor, aș vrea să lansez pe această cale un mesaj către parchetul nostru general. Către DNA, către... Deci, ministrul de externe leton, se mai spune despre el în presă, am citit și eu, un potențial susținător al lui Klaus Iohannis la funcția de secretar general al NATO, Doamne ferește. Deci, ministrul ăsta a anunțat că demisionează, atenție, din cauza zborurilor cu avioane private. Parchetul general de la Riga a deschis o anchetă penală cu privire la cheltuielile cu deplasările. Pe ăsta îl cheamă Christianis Karins, ceva de genul ăsta.
presa a relatat că peste 600.000 de euro, bani din fonduri publice, au fost cheltuite pe zborurile lui Carins în 2020, din 2021 până în 2023. Împreună cu costurile acoperite de UE, cheltuielile au ajuns la un total de 1,36 de milioane de euro. Ăsta ministru de extern. Cum? Da. Iohannis făcea ceva frumos cu banii ăștia. Legea letonă le impune angajaților statului să aleagă serviciile cele mai ieftine. Cum ar fi și normal să fie legea peste tot în lume? Bă, vine cu chestia asta. Nu poți tu să închiriezi tu avion că ți se scoală ție să faci asta. Nu, că nu ești rege, nu ești stăpân, nu ești, da? E, ăsta și-a exprimat în noiembrie interesul pentru funcția de secretar general NATO, însă ulterior nu și-a depus candidatura. Bine, asta cu depunerea candidaturii, înțeleg că Iohannis a inventat-o, că nu era să discuta și ajungeau, tot susținea un nume cu care să ieșea. Mă rog, el a declarat că următorul secretar general al Alianței ar trebui să fie dat de o țară care întrunește obiectivul de a aloca 2% din PIB cheltuielilor cu apărarea. Letonia investește în jur de 2,4% și ne îndreptăm către 3% în următorii 3 ani. Noi ne cam arătăm intențiile prin fapte, ceea ce cred eu că e important pentru orice secretar general pentru a putea vorbi cu membrii care nu fac încă asta. Dar România, am arătat noi săptămâna trecută la emisiune, arată de fapt raportul NATO, nu noi, că România nu prea a dat banii și că Iohannis ne-a mințit când a spus că noi ducem la 2,5%. De fapt, raportul NATO, dacă minte raportul, asta e, ne-a mințit NATO, raportul NATO arată că suntem undeva 1,6% din PIB. Unde dracu și ceilalți bani, n-am înțeles până acum, dar urmează. Urmează să ne informăm. Între timp, după cum știți, Iohannis a fost fotografiat la golf, pentru că, nu-i așa, golful este viața lui. Ziarul Unirea din Alba Iulia a publicat o imagine cu președintele nostru pe terenul de golf din comuna Pianu de Jos. Exact, dulapul de sus joacă golf la Pianu de Jos. Să fie sănătos, să fie primit, nu? Un sport relaxant. Cine credeți că a sărit să-i ia apărarea? Cine era în momentul ăla cu capul în fundul președintelui? Bineînțeles, Rareș Bogdan, pițiponcul european, care a zis, domne, faptul că președintele Klaus Iohannis, înainte de Sfintele Sărbători de Paște, a ales să-și petreacă timpul în natură, de data asta ne urcând pe munte cu rucsacul, cum face de obicei, ci mergând la clubul de golf, nu poate fi decât un lucru ce ține de normalitatea unei poziții publice. Corect. Na, s-a dus să dea și el să ciocnească niște mingiuțe pe teren. Și continuă Rareș. Nu știu de ce, mi-a... Yeah. Da, no, nu, n-aș vrea să mai spun ce mai zice. Haideți să încercăm să nu mai fim noi românii ipocriți și să fim oameni, să încercăm să trăim normal, dacă mergem la teatru, dacă citim o carte, dacă mergem la sapă sau la pescuit, sunt chestiuni normale. Bă, sapă, pescuit, carte, teatru. Astea le punem aici și aici... golf. Știi? Da. E foarte... Bă, îți trebuie tupeu foarte, foarte mare. Vedeți la acești ipochimeni, gen Rareș Bogdan, gen Ciolacu, am văzut niște afirmații, o să vorbim imediat despre Ciolacu. Bă, să nu-ți fie frică în an electoral să spui lucrurile astea. Practic, ce a spus Rareș Bogdan? Bă, eu aș vrea să urinez cu boltă pe toți românii care... sunt atât de săraci încât nu-și permit să meargă la golf sâmbătă. Știi? La sportul golf, nu cu mașina golf din de acum 25 de ani. Înmatriculată cu o șpagă la poliție sau la reare. Bă, de nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Deci să poți să afirme asta, deci în acest moment, Rareș Bogdan, pe primele locuri, pe liste acolo la PSD, la PNL, el zice, bă, am atâtea voturi, sunt atât de sigur de poziția mea pentru următorii 5 ani, cât e un mandat ăsta de europarlamentar, încât mă doare fix la 100 de metri în spatele fundului de faptul că
Le spun românilor că sunt niște săraci și niște ipocriți și niște proști. Superb. Superb. Normalitate. Asta este normalitate. Să mergem la golf sâmbătă, ceea ce vă doresc și vouă. Au fost ciocniri violente în Israel, la cele mai mari proteste din țară după atacurile teroriste din 7 octombrie. Zeci de mii de oameni nemulțumiți de guvern au ocupat străzile în mai multe orașe, au blocat autostrăzile. Ei cer demisia lui Netanyahu. Familiile ostaticilor cred că șeful executivului nu gestionează bine războiul cu Hamas. Polițiștii au folosit tunuri cu apă ca să disperseze mulțimile. E prima dată de la începutul războiului când cele două mișcări, cea pentru eliberarea ostaticilor și cea anti-Netanyahu, își unesc forțele. Protestatarii au blocat mai multe autostrăzi și orașe și au aprins focuri pe drum. Netanyahu e în spital, își face o operație, o să fie numit un premier interimar, am înțeles. Foarte interesant, medicii care merg în spitalele din Gaza povestesc ce văd acolo. Tania, o doctoriță pediatră din Iordania, tocmai a încheiat o perioadă de 2 săptămâni în zona respectivă și ea spune așa: îmi petreceam cea mai mare parte a timpului resuscitând copii. Despre asta e vorba, ca să ne înțelegem. Am stat de vorbă mai devreme, pregătim o emisiune cu treaba asta, am stat de vorbă mai devreme cu mai mulți oameni care au organizat sau au participat la protestele de susținere care au avut loc și în România. Da, cu 50, cu 100, cu 150, cu 200 de oameni, dar interesant este tratamentul, interesantă este atitudinea autorităților față de acești oameni care au ieșit la proteste. Adică s-a ajuns până la situația, avem o mărturie care mie mi se pare incredibilă, s-a ajuns la situația în care un cetățean care a însoțit alt cetățean să înregistreze un protest, dar nu apare în acte, a fost sunat a doua zi de o doamnă care s-a prezentat a fi de la Ministerul de Finanțe și a propus o întâlnire la sediul asociației, i-a spus doamna. Când respectivul, o să vedeți probabil în emisiunea de joi, dacă vom fi gata cu totul, când respectivul a zis: doamnă, dar noi nu avem o asociație, suntem o mișcare, o idee, o... Na, atunci femeia a zis: a, ok, atunci ne... Deci a sunat cineva de la ANAF pe cineva care a mers cu altcineva să organizeze un protest. Și sunt multe astfel de mărturii cu niște abuzuri inimaginabile, în opinia mea, făcute de poliție și de jandarmerie la aceste proteste, care sunt și în România, bravo celor care le organizează, din octombrie încoace, din 2 în 2 săptămâni. Și cum sunt descurajați oamenii să mai organizeze, să mai participe, să, nu vă zic, control, ca la aeroport, cu detectoare de metale, cu n-ai voie cu pancarte, dacă nu sunt aprobate, fac pozele, trimit la cineva, probabil e vreun bou pe acolo care stă pe vreun birou și ăla să uită, vă dați seama, și școală, cultură, și un jandarm sau un milițian, zice el acolo: oh, da, asta intră. Astfel s-a ajuns la situații în care probabil sunt schimburi diferite, deci deștepții fac cu schimbul, în care aceeași pancartă cu același mesaj, n-a fost primită pancarta respectivă la 2 proteste, dar la al treilea a fost primită fără probleme. Adică lucruri de-astea îți explodează capul, câtă prostie. A dat și Papa mesaj de Paște și în continuare sărbători cu bine celor care au avut ieri Paștele. Deci după liturghia de Paște, Papa a zis așa: în țările devastate de război, copiii au uitat să zâmbească, iar privirea lor tristă ne întreabă de ce. De ce atâta moarte? Războiul este mereu o absurditate și o înfrângere. Să nu mai îngăduim vântului puternic al războiului să sufle peste Europa și Mediterana. Să nu capitolăm în fața logicii armelor și a reînarmării. Pacea nu se clădește cu arme, ci luându-ne de mâini și deschizându-ne inimile. În timp ce fac apel la respectarea principiilor dreptului internațional, îmi pun speranța într-un schimb general de prizonieri între Rusia și Ucraina,
toți pentru toți. Îndemn din nou la eliberarea rapidă a tuturor ostaticilor răpiți în Gaza pe 7 octombrie, precum și la încetarea imediată a focului în fâșie. Da. Bineînțeles că mesajul Papei pentru cei care iau decizii și conduc aceste războaie nu contează. Da. Și aici ar fi de zis câteva lucruri și despre celebra dilema a prizonierului, nu? Cum se rezolvă până la urmă lucrurile astea, dar n-avem timp pentru așa ceva. Rox, 100 de lei, mulțumim foarte mult pentru donația ta. România, dacă n-ați văzut, a devenit foarte discutată în Rusia. După anunțurile de modernizare a bazei de la Cogălniceanu, aș zice mai mult decât modernizare, Rusia a anunțat că va monitoriza cu atenție și preocupare proastă acțiunile României, va evalua riscurile emergente și va ține seama de ele în timpul planificării militare. Ministerul Rus de Externe susține că activitățile NATO în Europa de Est și în regiunea Mării Negre au ca scop pregătirea unui posibil conflict cu Rusia. O astfel de activitate este provocatoare, a scris RIA Novosti. Vicepreședintele Comitetului pentru Afaceri Externe al Consiliului Federației Ruse, Andrei Klimov, a spus că demersul ar reprezenta o amenințare pentru București și că ar putea fi printre primele ținte în cazul unui atac rusesc. Da. Dacă românilor le place, e treaba lor, desigur, dar Clubul Sinucigașilor NATO târăște civili obișnuiți în astfel de aventuri care se pot termina foarte rău pentru familiile și copiilor. Nu încerc să sperii pe nimeni. Oh, nu, nici nu ne-ai speriat. Doar raționez logic. Nu va fi niciun beneficiu pentru România din acest lucru și vor fi mai multe amenințări. Acesta este un fapt. Da, s-au luat și cu fermierii și cu toate lucrurile astea. Băi, am vorbit eu 30 și un pic de minute. Vreau să vă zic acum despre treaba asta cu ce se întâmplă cu spitalele și cu medicamentele. Ce problemele pe care le avem noi, și noi cu spitalele. Mai e și asta că s-a descoperit secretul vieții îndelungate, recesiunea economică. Adică s-a demonstrat statistic corelația dintre recesiunea economică și creșterea longevității oamenilor în zonele cu astfel de probleme. Fenomenul e explicat de scăderea semnificativă a poluării prin reducerea activității. Aceste reduceri ale mortalității apar imediat și persistă cel puțin 10 ani, arată cercetătorii, iar recesiunea de acum 15 ani a oferit efectiv un an suplimentar de viață, pe medie, pentru 4% dintre toți cei care aveau la vremea respectivă peste 55 de ani. Corelația e mai evidentă în statele care au înregistrat creșteri mari ale șomajului. Deci, dacă ești șomer, trăiești mai mult. Aici cred că e și o chestie de stres. Pentru că dacă reușești să te întreții prin, nu știu, agricultură de subzistență și nu ești, n-ai la birou șef idioți, vorba cântecului lui Chirilă, atunci ai mai puțin stres și te poți bucura de natură, de ce ți oferă natura și trăiești mai mult. Da. Vestea proastă e că, și cu siguranță, eu nu cred că există persoană care să n-aibă pe cineva drag care a suferit sau suferă de cancer în momentul actual. Avem o dublare a cazurilor și am vorbit săptămâna trecută cu un medic de la Ploiești care mi-a spus, bă, stau și urmăresc în ultimii ani lucrurile astea. Evoluția cancerelor este așa. Deci este foarte, foarte accelerată. Și se vorbește despre o epidemie înfricoșătoare de cancer la tineri. Pentru cei care doar ne ascultă, am și pus ghilimele în aer. Rata îmbolnăvirilor aproape s-a dublat, mai ales în țările dezvoltate. Atenție! În prezent nu există nicio dovadă concludentă care să favorizeze o explicație, spune un cercetător, dar bineînțeles fiecare cercetător susține ce crede și ce a cercetat el, e probabil ca mai mulți factori să fie implicați.
O explicație populară în cercurile sceptice față de vaccinuri poate fi rapid respinsă. Vaccinarea anti-COVID-19 n-are nimic de a face cu creșterea numărului de cazuri de cancer în rândul tinerilor, pentru că acest fenomen era deja în curs de desfășurare cu mult timp înainte de pandemie. Deci asistăm la o creștere care a început înainte de pandemie. Cercetătorii au două mari ipoteze. Fie oamenii din generațiile recente au fost mai expuși decât predecesorii lor la factori de risc bine cunoscuți, fie au apărut noi riscuri. Prima categorie de ipoteze e alimentată în special de observația că, în comparație cu generațiile anterioare, oamenii de 40 și ceva de ani din zilele noastre erau mai tineri atunci când au experimentat pentru prima dată fumatul, consumul de alcool, obezitatea și toate problemele care vin de aici, ultraprocesatele și așa mai departe. Ultimul punct prezintă un interes deosebit pentru medicul epidemiolog Helen Coleman de la Universitatea Queen's din Belfast, cercetătoarea care a studiat în special cancerele în rândul tinerilor din Irlanda de Nord, vorbește despre o epidemie de obezitate care n-a existat înainte de anii 80. Normal. Dar voi beți în continuare și energizante și sucuri pe bază de zahăr, mâncați cât mai mult fast food, pentru că nu e nicio legătură între consumul de astfel de nenorociri și obezitate. Stați foarte liniștiți, n-a absolut nicio legătură. Acum să mai zic despre ceva, înainte să iau întrebările voastre. Lipsesc peste 700 de medicamente din România, e un articol în Europa Liberă. Dacă te uiți la televizor, ai impresia că în România abundă medicamentele și suplimentele naturale și, și nu știu ce, naturale și mai puțin naturale, că se precizează. Ăsta e un medicament, ăsta nu e, ăsta e un supliment alimentar. Când vrei să faci un rahat care n-are nimic în el, îi zici supliment alimentar. Dar la câte reclame se difuzează, wow! Primul loc în reclamele de la televizor este ocupat de domeniul farma, normal. Asta arată ultimul raport privind investițiile în publicitate realizat în luna martie 2024 de compania de profil Kantar Media. În farmacii nu se găsesc 758 de medicamente esențiale pentru cancer, diabet, boli cardiovasculare, până la medicamentele post-transplant, cele antiepileptice, vaccinuri pentru copii. Și reporterii Europa Liberă, citiți că e foarte interesant, au umblat câteva zile prin București, au constatat că zeci de oameni merg din farmacie în farmacie în speranța că vor găsi medicamentele prescrise de medic pentru ei sau pentru o rudă. E mai rău ca pe vremea lui Ceaușescu, atunci când mergeai și dând brutărie în brutărie să vezi dacă poți să iei o pâine. Farmaciștii fac liste cu medicamentele de care au nevoie clienții lor și îi sună atunci când le găsesc din întâmplare vreun depozit din alt oraș, de exemplu. Deși în orașele din România farmaciile sunt aproape pe fiecare stradă câte 17, da? Aproape în fiecare uscătorie de bloc avem o farmacie, pacienții sunt nevoiți să facă drumuri între 60 și 450 de kilometri când află că pastilele există într-o farmacie din altă localitate. Cu toate că multe medicamente pentru boli grave precum cancerul sunt pe lista compensatelor, unele dintre acestea nu sunt decontate pentru toate formele de cancer. Așa ajung oamenii să plătească din buzunar mii de euro lunar ca să-și salveze viața. Asta dacă au bani, dacă nu, cum ar spune Iohannis, ghinion. O farmacistă spune că medicamentele au început să dispară de pe piață de când România a adoptat politica celui mai mic preț din UE în urmă cu 10 ani și am mai vorbit despre asta, acest preț cel mai mic face ca anumiți producători să-și retragă complet, da, medicamentele de pe piața românească. Ok. Și mai vreau să zic aia lui Ciolacu, afirmația lui Ciolacu cu privire la suprataxarea concediilor medicale. Deci s-au răzgândit ăștia după ce au zis că e inadmisibil, că nu știu ce, că trei reglată, că nu știu, da, s-au liniștit, pentru că lumea, ei au văzut că lumea nu protestează. Lumea protestează un pic, părețele zice ceva, dar părețele, orice formă de protest moare sigur și repede. Durează două zile, maximum. Nimeni nu-și mai amintește despre ce a fost marea nemulțumire din mediul online acum trei săptămâni. Absolut nimeni nu mai știe. Da? Ne inflamăm acolo ca proștii, scriem ăia care mai intră pe rețele, da? Și gata, s-a terminat. Mamă, ce am... Mai sunt ăștia care cum, mamă, ce am dat-o lui ăla, ce am zis-o lui ăla. Nimic, nu contează.
Ok. Iar Ciolacu a zis, și observați cum vorbește Ciolacu, deci el este deja stăpânul tuturor românilor, asta zic să nu uitați să-l votați. Știți că de la 1 ianuarie a intrat supraimpozitarea asta cu 10% și vreau să vă spun afirmația lui Ciolacu, care este incredibilă. Deci toată tevatura asta este pentru vreo 600 de milioane de lei. Adică, băi, e nimic dacă ne raportăm la banii din buget. Și Ciolacu zice așa, să încurajezi să stai acasă, că ai o răceală, e dreptul tău. Să ți se dea concediu medical pentru 5 zile, dar să-ți dau și 10% în plus pentru că stai acasă, eu înțeleg să dau unei tinere mămici 10%, iată, populistul din Ciolacu. Populiștii au această calitate, sunt foarte proști. Populistul din Ciolacu zice așa, mai bine dau unei tinere mămici 10% în plus, da? Eu înțeleg să dau unui om care are această boală necruțătoare, cancerul, să aibă venituri în plus pentru medicamente, pentru deplasare, dar dacă vreți să încurajez să stai acasă 5 zile și să-ți dau și 10% în plus, dă el de la măsa, Ciolacu, scutirea de aceea SS, credeți-mă că n-o s-o fac. Superb. Bă, adevărul e că totuși cumva suntem conduși, chiar dacă i-au dus serviciile pe acolo, cam suntem conduși de oamenii pe care îi merităm. Adică nu e ca și cum există în România foarte multe soluții și foarte mulți oameni care sunt interesați și vin și propun soluții și au programe și discută cu oamenii. Mă scuzați și cu partidele astea mici care au apărut și eu încurajez, ați văzut această mișcare. Bă, nu puteți să apăreți în martie ca să participați la alegerile din iunie, mâncava-și gura. Că simt că mă furați. Adică eu nu o să dau votul meu unui partid de care am auzit prima dată acum luna martie, în an electoral. Bă, dă-te în aia a mamei dumitale. Fă-ți partidul, lucrează 4 ani, mâncați-aș gura ta. Treci pe la fiecare om pe acasă, discută, fă conferințe, cheamă-i pe oameni, ocupă-te de probleme, să le rezolvi problemele, să, da, fă tot ce ține și ce ar trebui să facă niște politicieni și vii după aia când toată lumea te știe, știe ce faci, știe cine ești, știe ce ai făcut, știe de ce ești în stare să rezolvi, da, cât de bun gospodar ești, cum ai arătat lucrurile astea și candidează, mâncați-aș gura, mergem, te ducem cu fanfară până acolo. Nu mai reprezintă o problemă nici semnăturile. Am văzut că toți proștii ăștia cu partide vechi au probleme cu semnăturile. Păi înseamnă că n-aveți ce căuta acolo, mă, dacă voi aveți probleme cu semnăturile, să strângeți semnăturile. Înseamnă că nu sunteți un partid. Dă-le dreapă, câte sunt, mă, 200 de mii? Tată, noi strângem 200 de mii de semnături în 3 săptămâni. Dă-o dreacu, dă treabă. Adică nu, înseamnă că nu munciți, înseamnă că voi nu existați, înseamnă că nimeni nu vă urmează, că n-aveți membri, că n-aveți oameni, că n-aveți nimic. Ori nu poți când mai sunt unii, domne, am înființat și noi, primesc zeci de mesaje de astea în fiecare zi, vă rog, nu mai trimiteți. Am înființat și noi mișcarea nu știu care și ar fi foarte bine pentru noi dacă am venit să ne luați un interviu. Să trăiești tu! Dar cine ești? Ce faci? Ce ai făcut până acum? Cum ai? Când s-a înființat? Păi acum, în februarie. Bravo, mă, stați până în februarie după 3 ani. Peste 3 ani veniți și să-mi arătați ce ați făcut peste 3 ani. Băi, este incredibil, bă, această... E acest misecuvenism așa că nu tată, e cu muncă, bă. Bă, politica, da? Politica asta e cu muncă, bă, de-aia grea, non-stop, să stai, să te înjure lumea, să te belească toți, să încerci să le faci bine împotriva voinței lor, despre asta e. Trebuie să ai ficat ca lumea de tot să te bagi acolo. Nu poți să te duci în martie și apoi să ieși și să zici... Românii sunt proști, dă-i dreacu de tâmpiți, că am făcut, domne, am făcut o mișcare, am candidat, nu m-a ales nimeni. Păi rahat, dacă nu te cunoaște nimeni, ce dracu ai făcut să te cunoască cineva? Mi se pare incredibil. Da. Ok, întrebări de la oameni. Bineînțeles că e și 14 minute. Ai vorbit iar ca prostul. Da. Hai să luăm întrebări de la oameni. Uite, Viorel Negru, mulțumim foarte mult pentru donație. Salutare lui Marote, Dana la fel, mulțumim foarte mult, Dana. Până selectează Caterina niște întrebări, mă mai uit pe aici așa pe diagonală.
Da, Rox, mulțumim și ție, la fel, grass on, grass off, 19.99, mulțumim foarte mult. Nu uitați că de la 19.30 avem AGA, avem adunarea generală a acționarilor cu abonații plătitori de pe acest canal. Am avut săptămâna trecută și live cu Georgiana Solomon pe starea sănătății, a răspuns la toate întrebările care s-au pus din partea abonaților plătitori, a răspuns și la întrebările mele și vom face asta, iar Georgiana va face asta inclusiv cu alți medici specialiști să vă răspundă la toate întrebările pe care le aveți la starea sănătății. Mulțumim mult și pentru sprijinul de acolo. Ok. Hai să vedem. Întreabă cineva, partidul doamnei Chichirău nu e la fel înființat acum câteva luni? Așa și... Bă, bine că ai pus întrebarea asta. Mersi mult. Bă, vezi că văd eu întrebările. Mă, tată, m-a sunat de la Timișoara să vin la Timișoara la o chestie făcută de primarul de acolo, Fritz, sau cum îl cheam. Și m-a sunat Ioana Lupe. Și pe care o știu de când era jurnalistă. Și am refuzat să mă duc. Zic, bă, nu particip, nu m-am hotărât, nu facem nici interviuri, nu știu dacă vom face până la urmă ceva, dar nu facem. Și la Iași când am fost, la Iași, am avut lansare de carte, deci după ce m-am întâlnit cu oameni la universitate, am avut lansare de carte la oamenii aia la... A? La Acaju, da. Și acolo, după ce am terminat, am făcut 200 de poze cu toată lumea care a fost acolo, am dat autografe pe carte și a venit la un moment dat și Cozet, care mie foarte dragă pentru că joacă tenis de masă foarte bine și am jucat tenis de masă pe vremea când era la USR. Nu ne-am mai văzut, n-am mai vorbit de atunci, a venit... S-a pus lângă mine, a făcut o poză la fel ca toată lumea, am vorbit, hi-hi-hi, ha-ha-ha, bună, la revedere, la revedere. Atât, m-a chemat la o bere, dovadă că nu mă urmărește, nu știe că eu nu mai consum alcool de ani buni, dar noi eram foarte obosiți și am zis că mergem să ne culcăm. Și îmi spune Ioana și mi-au spus mai mulți oameni că a apărut poza aia de unde are ieșit sau au înțeles unii că eu fac ceva endorsement, știi, pentru Cozet. Nu, fraților, a venit și a făcut o poză cu mine la lansarea cărții. Ce treia să zic? Nu, fă, tu du-te de aici. Ce e asta? Adică, da, mi se pare incredibil. Și, domne, dacă... Și am primit mai multe telefoane din țară. Domne, vii și la noi, avem candidați, avem partide. Bă, nu... Nu, îmi pare rău. Da, foarte, foarte tare. Mulțumesc mult, Andrei, că mi-ai dat ocazia să lămuresc treaba asta, că am primit mai multe telefoane de la oameni că susțin pe nu știu cine. Că... Da, foarte tare. Așa. Ia să vedem, să bate lumea aici cu partide, cu Sebastian Ion. Ce părere ai? Care e părerea ta în legătură cu victoria oportunismului politic în România? Mamă, ce întrebare de asta să... Răspundem într-o conferință de câteva ore cu domnul Patapievici. Apropo, vă recomand de ce nu avem în România o piață a ideilor. Am scris despre asta și în newsletter și asta mi se pare cauza principală pentru declinul în care ne aflăm acum din punct de vedere al calității politicienilor, al discursului public, al faptului că noi nu mai discutăm, nu mai incubăm nicio idee. N-avem o piață a ideilor, o piață care să valideze aceste idei. Noi n-avem o piață a ideilor nici măcar în domeniul academic, nici măcar nu mai avem așa ceva. Nu știu dacă am avut vreodată, dar acum suntem la un nivel dezastruos și vă recomand această carte. E foarte ok și mai ales oamenii cu ceva școală vor înțelege de aici cam ce e de făcut în fiecare comunitate astfel încât să naștem această piață a ideilor, care, să știți,
aduce până la urmă și profit în termeni economici. Adică o piață a ideilor este o investiție fantastică. Ați văzut că acum orice afacere, pentru că trebuie să vorbesc în termeni ăștia mercantili, că altfel lumea zice, e căcat, o piață a ideilor, ce câștigăm bă noi dintr-o piață a ideilor, ne dă să mâncăm? Bă, da. În timp, o piață bună a ideilor ne dă inclusiv să mâncăm. Și ați văzut că afacerile acum, s-au făcut cam toate afacerile. Ce afaceri reușesc? Bă, alea unde unul face același lucru care se face într-o sută de locuri, dar are o idee, mă. Ce înseamnă asta? Că a incubat în creierul lui sau împreună cu ăia din echipa lui o idee, bă, și face un pic diferit lucrurile de la o idee. Da? Nu de la productivitatea personalului, nu de la hai să-i exploatăm pe oameni, nu. De la o idee. Dar noi nu doar că nu mai avem idei, chiar dacă le avem, le vorbim singuri în baie sau le scriem pe rețele unde durează 48 de ore. Orice fel de idee mișto, după care moare, pentru că rețelele au această calitate fantastică. Omoară din fașă orice fel de protest, orice fel de idee, oricât de bun ar fi. Da. Singurele care supraviețuiesc și trec proba timpului pe rețele sunt porcăriile alea de provocări ale unor idioți, tot felul de rahaturi făcute de nu știu ce influencer, astea merg pe net. Care aduc și ele bani. Unora. Dedicațiile, da. Deci asta cu oportunismul politic, iartă-mă, Sebastian, dar oportunismul este partea politicii. Nu poți să fii un bun politician dacă nu ești și oportunist, dacă nu știi să profiți de fiecare conjunctură. Da? Deci lucrurile se... Acum, tu nu vezi cum se comportă ăștia? Ca și cum, uite, iată Ciolacu, iată Rareș Bogdan și alți ipochimeni. Bă, suntem pe primul loc... La acea distanță de toată lumea, ne mai amenință idioții ăia de la AUR. Dar au grijă niște maimuțoi, precum Pătraru și alți idioți, mult mai importanți decât mine, să le spună oamenilor cât de rău e să ne abatem în halul ăla de la democrație. Și atunci noi mergem și ne facem treaba. Și bineînțeles că oamenii zic în condițiile astea, bă, și atunci noi ce alegem? Da, e o foarte mare problemă. Așa, o altă întrebare de la oameni. Avem? Viorel, întrebare. Promovezi o organizare a unor partide sau comunități mici? Pe de altă parte, ai spus că trebuie să vezi ce au făcut aceste partide în ultimii ani. Nu ești cumva în contradicție? Viorele, mersi de întrebare. Nu sunt! Deci, fă-ți partidul, dar nu în martie pentru iunie. Fă-ți partidul acum, am putea face, uite, și partidul Starea Nației. Bă, fă-ți partidul azi, lucrează o legislatură întreagă, lucrează timp de 4 ani. Lucrează, adună oameni, vorbește-le oamenilor, da? Deci, Iisus nu și-a făcut partid cu 3 luni înainte de alegeri. Da? A mers, a vorbit cu oamenii, i-a vindecat, i-a ajutat cu ce aveau nevoie, da? Înțelegeți paralela foarte forțată. Deci, du-te și demonstrează ceva, da? Nu poți să vii să-mi spui în martie că tu ești o soluție pentru orașul meu, de pildă, când eu habar n-am de ce ai făcut tu. Când tu n-ai făcut nimic, practic. Mai sunt unii care și-au făcut acum partidul, dar ei lucrează, tată. De 2-3 ani au poziții critice la adresa primarilor din localitățile respective. Au fost prezenți la ședințele de Consiliu Local. Au făcut 17 demonstrații când, nu știu, au toaletat imbecilii ăștia copacii, ADPP-urile sau cum să mai numesc, SGU-urile sau cum să numesc în toate orașele. Au demascat 2-3 licitații aranjate să câștige nu știu cine. Au scos în evidență cu tot felul de susțineri și luări de poziție fapte de corupție, șpăgi la autorități, tot ceea ce se întâmplă în orașele respective. Și atunci, da, bă, și acum am făcut și această chestie și candidăm, e în regulă. Dar ce te faci cu unii care s-au hotărât azi că ei vor să intre, își fac un partid și zic, votați-mă. Păi pe ce?
Nu poți să te votezi doar pentru că sunt împotriva ăstora. Pentru că atunci, du-te la USR. E același lucru. La USR s-au întâlnit foarte mulți oameni care nu-s de acord unii cu alții cu aproape nimic, dar au o chestie în comun. Sunt împotriva PSD-ului. Și acum și împotriva PNL-ului. Bă, trebuie să-mi arăți ce te unește, ce vrei să faci exact și explicăm cum ajungi acolo. Dacă reușești să faci lucrurile astea, nu prea mă interesează de la ce partid ești, cu excepția extremiștilor, pentru că acolo e clar o problemă de dileală generală și nu pot să aleg așa ceva. Eu unul, alții poate reușesc. Deci, despre asta e vorba. Adică nu e nicio contradicție aici. Eu aș vrea să-i aleg pe unii în care am încredere pentru că au o anumită activitate. Sau măcar asta. Uite, domne, am fost manager și am condus 700 de oameni timp de 20 de ani. Am făcut asta. Publicam aceste campanii. Am această activitate de voluntariat cu aceste asociații. Am prezintele pe toate și atunci oamenii din CV-ul tău pot alege ceva. Dacă tu n-ai niciun CV în care să demonstrezi, bă, uite, sunt un bun gospodar, haideți la mine să vă arăt ce casă am și cum am obținut-o și de unde am avut bani și, da, deci nu precum domnul Cârstoiu, care din salariu, pentru că acești medici care spun, domne, am muncit de mi-au sărit capacele, nu înțeleg că luxul lor nu poate fi justificat, bunurile lor, averea lor nu poate fi justificată de salariu. Cu toate turele, ci doar din șpăgile încasate pentru locul de muncă avut. Deci, nu merge, că nu se adună, nu iese socoteala, adică nu ies milioanele alea de euro. Nu rezultă cum și când și unde le-ai făcut. Ok, mai departe, mai luăm o întrebare. Deci, peste 5 minute, la și jumate, schimbăm și avem ședința AGA cu acționarii de la Starea Nației. Și discutăm acolo veri și uscate, numai nebunii. Santa Claus, cum pot să lupte sute de mii de oameni împotriva altor sute de mii de oameni pentru ideologiile unui grup de 5, 8, 10, 20 de oameni în plan politic, dar și în războaie propriu-zise? Nu e vorba de un grup 5, 8, 10, 20 de oameni, că nu, chiar nu poți să... Chiar și în cele mai nenorocite dictaturi, nu e vorba de 5, 8, 10, 20 de oameni. Gândește-te că în cele mai nenorocite dictaturi, uite, am început să citesc cartea Mariei Resa, o jurnalistă extraordinară, zim numele cărții, Larisa, să dăm și numele, vă recomand cartea, ceva cu dictator, cu... Da. Și e la noi, e tradusă Cum să înfrunți un dictator. Așa este. Și vă recomand cartea asta. A luat și Nobelul pentru pace, Maria Ressa. Deci, și sunt câteva lucruri acolo în carte. N-am reușit, am citit așa câte ceva când am luat-o, dar sunt niște lucruri interesante chiar și pentru noi și o să discutăm despre ele pe măsură ce înaintez cu lectura. Și am uitat. Și chiar și în cele mai nenorocite dictaturi sunt foarte mulți oameni care susțin pentru că au beneficii dictatura respectivă. Da? Nu poți să faci fără armată, nu poți să faci fără acolo. Sunt o grămadă de oameni. Și uite, Anne Applebaum, o știți din Amurgul Democrației, vă recomand cartea, v-am tot recomandat-o, scria recent într-o, sau a fost o luare de poziție în fața Congresului American, ceva de genul ăsta, în care ea spunea, băi, haideți să nu mai răspândim în spațiu public acest fals că în Rusia au avut loc alegeri. Vedeți cât de fină este până la urmă granița asta între... Deci dacă cu toții spunem alegerile din Rusia au avut următorul rezultat, cei mai mulți dintre oameni înțeleg de aici că au fost alegeri, ele s-au desfășurat ok și că, da, cei mai mulți dintre ruși, nu cei mai mulți, cât a fost 70-80%, toți ăștia au zis, da, bă, ceea ce este fals. Alegerile, după cum am văzut, au fost organizate
și controlate, așa cum se întâmpla și la noi, da, înainte de 89. Și, deci nu putem vorbi despre alegeri care s-au organizat acolo. Și Anne Applebaum atrăgea atenția asupra acestui amănunt, care devine foarte, foarte important în situația actuală. Pentru că îi credibilizează cumva tot sistemul și toate măsurile de acolo. Dar cum se pot întâmpla aceste nenorociri? Pă, uite că se pot întâmpla. Citeam și discursul Papei și exact ce spuneam eu, că desigur Papa s-a inspirat în ce am spus eu săptămâna trecută în discurs. Ziceam săptămâna trecută, chiar și aici la live, bă, în mod normal, dacă am fi niște oameni ok și n-am fi atât de afectați de educația proastă pe care o primim de când ne naștem în societățile noastre, acasă, la școală, în societate, pur și simplu am luat-o în partea aia cât mai mulți și am scoate copiii aia de acolo. Pur și simplu. Dar uite că acei copii sunt folosiți de niște nemernici, mor copii, în fiecare zi s-a ajuns la 13.000 de copii omorâți pur și simplu acolo. Ați văzut ce zicea acea doamnă, doctoriță, pediatră, că în cea mai mare parte din timp resuscita copii. Băi, este ceva așa. Deci dacă nu ți se face pielea pe tine și nu-ți vine să intri în pământ de furie și de rușine și de... înseamnă că nu prea te poți numi om, nu? O ultimă întrebare și apoi ieșim. Avem? Așa, mulțumesc mult, Ileana. Nu se va schimba nimic în următorii 200 de ani, zice Preda 6. Bă, nu știu, Vlad Dorobanțu. Crezi că AUR va rămâne în Parlament după alegerile de anul ăsta? Cum să nu? Tată, este, pregătiți-vă, deci, cum zice, eu dau des exemplu ăsta, e faza aia din Taken, cu Liam Neeson, da? Prima sau a doua parte, nu mai știu. Când e fisa sub pat, oricare. Și el e la Paris în vacanță, mi se pare că e prima parte. Și el sună și vorbește cu ea și până să ajungă aia la ea sub pat acolo, să o tragă de sub pat, Liam Neeson zice, vei fi luată. Înțelegi? Ca să îi zică ce urmează, ca să știe cum să gestioneze situația. Bă, așa e și aici. Eu vă avertizez așa, că e foarte posibil să nu se poată face un guvern fără AUR în următoarea legislatură. Da? Ăștia de asta și profită, pentru că toți oamenii sănătoși la cap din țara asta vor vota, dar e de înțeles și votul celor care... votează cu AUR, dar oamenii care înțeleg câteva lucruri despre democrație, despre ce înseamnă să fim aruncați înapoi cu foarte mulți ani, oamenii vor zice, da mă, dă-i dracu tot pe ăștia, că amenințarea e mult mai rea. Vedeți care e problema? Asta a fost și la Iohannis, când a câștigat mandatul cu Ponta. Ponta a fost considerat un rău mai mare, nu neapărat că Iohannis era bun. Nimeni nu credea că Iohannis e bun. Deși eu cunosc foarte mulți oameni care au fost suficient de naivi. La fel cu Băse, la fel Băse cu Năstase. Năstase era un rău atât de mare încât, bă, hai să mergem cu ăsta, că ăsta, uite, e aproape bun. S-a arătat până la urmă ce am ales. Da? Deci, iată, e o foarte mare problemă și eu cred că nu vor putea face. Adică eu cred că scorul celor de la AUR va fi foarte, foarte mare. Știți cum, dacă vreți să vă distrați, întrebați-vă cei de la AUR cum. Deci ok, zic ei acolo ce dau, ce fac, cum, întrebați-i cum. Pentru că la întrebarea cum, ei habar n-au să răspundă. Asta este, și vă recomand cartea asta, e scrisă de Jan Werner Müller, Ce este populismul? E o cărticică 150 de pagini, are toată, o citiți fără probleme într-o după-amiază sau într-un weekend. Și veți vedea acolo toate mesajele astea care se regăsesc foarte mult în discursurile lui Ciolacu și în discursurile celor de la AUR. Dar să știți că, pe fond, nu prea e nicio diferență între discursul lui Ciolacu și discursul lui Simion. Da. Dar prinde la noi, prinde la români, prinde la populime. Mâine avem emisiune,
starea nației și rămâneți cu noi. Vă mulțumim tuturor pentru sprijin. Cei care n-ați apucat... E o problemă cu completarea acestor formulare 230. În ce sens? Avem multe mesaje de la oameni care ne zic: domne, aș completa și eu, dar nu-mi permit. Nu trebuie să vă permiteți nimic financiar. Banii ăștia, și mi-a spus nevastă mea, băi, explică mai bine, că primim mail-uri de la oameni care nu înțeleg. Banii ăștia sunt deja dați de voi, sunt impozitele de pe anul trecut. Deci banii pe care i-ați dat deja, care v-au fost reținuți în 2023, acum voi decideți prin completarea acestui formular, fie că trimiteți banii către noi sau către alt ONG, voi decideți unde se duce acest procent, 3,5%. Că vreți să-i dați la un ONG care are grijă de copii, care face spitale, la o rudă bolnavă care strânge bani, sau la Starea Nației, sau la Recorder, sau în altă parte, da? Dați-i undeva. Sunt bani care deja v-au fost luați. Conform statisticilor, 3 din 10 români direcționează acești bani. Vă dați seama că ar putea să apară încă 10-15 Starea Nației, 10-15 Recorder, 10-15 platforme de-astea de fact-checking, gen Misreport, Factual, Presoan, tot felul de astfel de inițiative extraordinare cu jurnaliști fantastici care să vă reprezinte interesele. Dacă ați trimite acești bani ca finanțare către aceste asociații. Și vă rog, nu mai trimiteți mail: domne, care-i data limită? Pentru că la fel s-a întâmplat în fiecare an, noi de-aia am început din ianuarie și suntem pe un drum foarte bun pentru care vă mulțumim. Am primit sute de mail-uri în zilele de 26, 27, 28 până pe 30 mai, în care eram întrebați dacă oamenii mai pot completa. Nu mai amânați. Dacă vreți să trimiteți banii ăia, oriunde ați vrea să-i trimiteți, trimiteți către presa locală, găsiți presa locală care folosește aceste formulare și trimiteți acolo să creșteți presa locală. O presă locală puternică vă asigură o comunitate unită în jurul unor idei bune și vă asigură reprezentare la nivelul deciziei din Consiliul Local, din Consiliul Județean. Deci creșteți aceste instituții în presa locală, da? Deci faceți treaba asta, nu e vorba de vreun ban pe care îl dați acum, ci doar de o redirecționare pe care statul e obligat să o facă, da? Atenție, dacă nu completați, unii de acolo de la fisc vor completa cu o asociație în ultima zi. Atenție că se întâmplă, avem date concrete că unii de la fisc completează și trimit banii ăștia undeva. Bineînțeles, să și întoarce ceva. Așa e la noi, da? Bine. Intrăm cu abonații plătitori. Mulțumim foarte mult. Să vă fie